echipa, suporterii, conducerea, staff-ul, trebuie să fim împreună. Ușor, ușor vom regla totul. Domnul Marius Moldărășanu, noul antrenor principal al AFC Hermannstadt, bine ați venit la echipa noastră. Mulțumesc, bine v-am găsit. Mister, de ce FCH? De ce Sibiu? Păi, în primul rând, ca să ajungi la echipă trebuie să fie ofertat. Deci, îți dai seama, oferta a venit și din partea unei garanții, ca să spun așa, Dani Coman. Eu am lucrat împreună cu el la Astra și ofertându-mă, era foarte greu să-l refuz. Însă și proiectul la care s-au gândit este unul propice antrenorilor care își doresc să facă performanță. Cum veți aborda această provocare? Cu încredere, dorință de reușită. Ce aș putea să spun vis-a-vis de tot ce se întâmplă aici este felicitările mele tuturor celor care au reușit ca să reorganizeze acest club repede. Pentru că am spus-o mereu, echipele care retrogradează, dacă nu se reorganizează rapid, atunci pot apărea probleme și să se afunde foarte, foarte adânc în această Liga a doua. Chiar dacă noi, ca și staff, lucrăm împreună cu conducerea la a face un lot competitiv, poate suntem puțin în urmă cu pregătirea vis-a-vis de alte echipe care au început mai devreme, însă ușor, ușor vom regla totul. Și apropo de reglaje, care sunt obiectivele pe care vi le-ați trasat, dată fiind numirea dumneavoastră în această calitate de antrenor principal? Păi nici nu există în discuție decât un singur obiectiv, este promovarea. Nu știu dacă aș fi venit, ca să spun așa, pentru că sunt un antrenor tânăr, îmi doresc provocări, am tot refuzat pe parcurs, nu știu dacă e ok să spun asta, dar am refuzat datorită faptului că am vrut în principal să iau licența pro. Mi-am dorit foarte mult asta pentru că în trecut am antrenat fără licență, ca să zic așa, aducând lângă mine un antrenor care avea pro-ul la momentul respectiv și ăsta a fost un obiectiv al meu. Cum spuneam mai devreme, oferta de Dani, știam că era de fapt altcineva la un moment dat ca și antrenor, mai mult ca sigur, să spun așa. Am rămas surprins, însă i-am răspuns din start da. După aceea, discutând mai pe larg vis-a-vis de tot ceea ce se vrea. Și, repet, ajungem la ce v-am spus mai devreme, obiectivul fiind promovarea, nici nu există alt cuvânt sau alt obiectiv intermediar. Ăsta este obiectivul echipei noastre. V-ați descris Adinor ca fiind un antrenor tânăr și ambițios. Pe site-urile de specialitate scrie că sistemul nostru de joc preferat este 4-2-3-1. Cum v-ați descris din punct de vedere tehnic? Care este abordarea pe care o aveți în teren? Când am început, normal că n-am vrut să sar etapele, ca să zic așa, am început la Liga 3-a, m-am antrenat la echipa a doua Astrei și având jucători foarte tineri, am început cu sistem 4-4-2. Am considerat că este sistemul cel mai ușor de învățat de către jucătorii tineri. Pe urmă, ușor, ușor, 4-3-3, 4-2-3-1, ne adaptăm. Mi se pare normal că orice antrenor să cunoască mai multe sisteme de joc și sunt sigur că fiecare antrenor are această capacitate și sigur caută să învețe cât mai multe sisteme, dar sistemul preferat este 4-3-3, nu 4-3-1. Însă trebuie să ne adaptăm și în funcție de lot, de profilul jucătorilor. De asta, repet, trebuie să știm mai multe sisteme, dar nu e ceva bătut în cuie, probabil vom juca 4-3-3, 4-3-1, vom vedea. Ați avut niște rezultate notabile cu Metalul Globus, o echipă considerată de foarte mulți specialiști ca fiind una de mijlocul clasamentului din Liga a doua. Și ați avut un lot de jucători, să spunem, interesant, care era așa un mix între jucători cu experiență, gen frații Herea, și jucători ceva mai tineri, mai puțin consacrați, să spunem așa. Vă place mai mult să lucrați cu jucători experimentați sau preferați să investiți încredere și în fotbaliști tineri de perspectivă? Să știi că mulți antrenori fug de jucători cu personalitate. Aici totul ține de pedagogie. Noi asta trebuie să învățăm ușor, ușor, pentru că experiența te ajută și lucrând vei face greșeli, dar la un moment dat vei ști foarte bine să gestionezi, sau poate nu foarte bine, dar vei ști să gestionezi anumite situații referindu-ne la jucătorii cu experiență
de care, cum spuneam, fug unii. Nu, am lucrat și cu jucători tineri, am lucrat și cu Denis Alibec la Astra și știm foarte bine că era un jucător capricios și nu e problema. Eu, în general, mă pun în locul lor, pentru că am fost fotbalist și știu foarte bine, sunt capricii, sunt mofturi în funcție de, și de valoare, unii poate sar calul, antrenorul mai întoarce capul. Astea sunt chestii pe care noi trebuie să le gestionăm și sper să le fac, să le fac din ce în ce mai bine. Referitor la, la Metalo Globus, ai spus de ca și echipă, cu un mix. Normal că fiecare echipă, în funcție de buget, în funcție de, de condiții, au un anumit obiectiv. Normal că noi atunci ne-am atins obiectivul, era locul 1-7. Bineînțeles că pentru mine a fost o dezamăgire. De ce spun asta? Pentru că a fost, a venit acea pandemie, în momentul în care s-a luat decizia să blocheze campionatul, noi eram la egalitate cu locul 6, Rapid, la 2 puncte de locul 2. Și atunci, datorită unor situații, gen că nu s-a depus dosarul de licențiere, noi ne-am intrat în play-off. Normal că eu, dorindu-mi performanță, chiar dacă poate nu reușeam, nici nu era obiectivul nostru neapărat promovarea, eram o echipă mică, ca să zic așa, dar a fost unul din factorii care au făcut ca eu să nu continui vara trecută. Și acum un mesaj pentru suporterii inimoși a echipei noastre din Sibiu. Mesaj. Normal că, până la urmă, sportul, nu zic numai fotbalul, este pentru suporteri. Părerea mea, adică fără a avea suporteri în tribună, este ca și cum, nu știu, a merge la o nuntă fără lăutari. Nu știu, poate un clișeu ăsta, dar ca și a transmite ceva, cred că echipa, suporterii, conducerea, staff-ul trebuie să fim împreună, să avem răbdare, doar împreună putem reuși. Și repet, obiectivul este promovarea și atunci trebuie ca toți să tragem la aceeași căruță.